Domnule președinte, stimați colegi, declarația mea politică de astăzi se intitulează 9 mai, tripla sărbătoare a poporului român. Ziua de 9 mai are o triplă semnificație în conștiința poporului român. Proclamarea independenței de stat a României la 9 mai 1877, victoria coaliției în cel de-al doilea război mondial la 9 mai 1945 și ziua Europei. Ziua de 9 mai conține reverberații istorice pentru români, fiind în primul rând ziua în care Parlamentul țării proclamă în anul 1877 cu unanimitate de voturi independența absolută a României. Este momentul așteptat de multe generații, moment în care ministrul de externe, Mihaicu Gălniceanu, putea rosti cuvintele „Suntem o națiune liberă și independentă”. Iar această independență a fost pecetuită prin sângele vărsat la Plevna, la Rahova, de vitejii ostași români. Ziua de 9 mai înseamnă și victoria forțelor aliate împotriva Germaniei naziste. La 9 mai 1945, sub loviturile concentrice ale forțelor aliate, Germania a fost silită să capituleze necondiționat. Astfel, cel de-al doilea război mondial, declanșat pe axa Berlin-Roma-Tokyo, în anul 1939 a luat sfârșit în Europa. În rândul statelor învingătoare se află și țara noastră, care, sub conducerea regelui Mihai I, la 23 august 1944, iese din alianța cu Germania nazistă și se alătură țărilor aliate cu întreg potențialul economic și armata de peste 600.000 de oameni. Ziua de 9 mai, ziua Europei, nu înseamnă numai nașterea proiectului european, ci și sărbătoarea anuală a păcii și unității în Europa. În 1985, liderii Uniunii Europene, în cadrul summitului de la Milano, au decis ca la 9 mai să fie sărbătorită Ziua Europei. Parlamentul European a recunoscut oficial ziua de 9 mai ca sărbătoare oficială în anul 2008. Aderarea României la Uniunea Europeană, care a avut loc la 1 ianuarie 2007, a însemnat mai puține frontiere, mai multe oportunități, un mediu mai curat, egalitate de șanse, libertate și securitate. Importanța construcției europene este evidentă și nu trebuie argumentată. Faptul că România este parte a acestei construcții este poate cea mai mare realizare după obținerea independenței.